mulțumesc colegilor care au avut răbdare să stea până la această oră. E un avantaj și e un dezavantaj când ești dintre ultimii. Pe de-o parte vezi și-au spus alte vorbitorii, pe de altă parte timpul s-a comprimat, avem foarte puțin, am foarte puțin timp la dispoziție și aș vrea să las loc și pentru întrebări. Nu o să mai vorbesc despre 114, nici 114 bis. Aș vrea doar, apropo de combativitate, domnul Antronic a menționat, deci un minister, o autoritate, 952-953 de probleme identificate în realizarea RUA. De ce? Vă dați seama la ce este supus sectorul energetic din două puncte de vedere. Incoerența legislativă, și aici când vorbesc de incoerență, ca să nu mă mai leg de RUA, vă pot da doar câteva exemple cu care ne confruntăm noi în partea de distribuție energie electrică. Podul silvic, care s-a modificat și a venit cu modificări aduse implicit legii energiei și ne lovind de problema defrișărilor și căderilor accidentale și mai poți să faci defrișări și să păstrezi culoarele de siguranță și protecție ale liniilor electrice, sau legea 50 cu autorizarea lucrărilor de construcție și suntem într-un loc ultim de ani de zile, tocmai pentru că se arată cu degetul către operatorii de distribuție că nu fac racordările la rețele într-un timp mai scurt. De ce? Ne lovim de legea 50, care nu este a noastră, este a altei autorități. Incoerența legislativă ar fi un prim aspect. Dar ce facem cu nerespectarea legislației de către cei care o emit? Și aici este un aspect pe care niciodată nu avem curajul să-l spunem în fața autorităților. Și vă voi da doar câteva exemple din ultimii 15 ani. Începând cu preluarea cedurilor de către autoritățile locale în 2003-2004 din niște orgolii, dacă vă aduceți aminte, și cu obligațiile care le reveneau autorităților locale de a face investiții prin programul termoficare și așa mai departe. Ce vedem astăzi? Legea 51, apoi a serviciilor comunitare, care obliga autoritățile să definească zonele unitare de încălzire. Există definite zonele unitare? Sau... să revenim la mai aproape de zilele noastre. Veniturile suplimentare obținute din dereglementarea prețurilor la gaze naturale și crearea fondului și suportului financiar pentru consumatorul vulnerabil există. Să vă mai dau exemple. Perpetuarea ordonanței 5, prin care s-a introdus monopolul natural pentru activitățile cu caracter de monopol și s-au prelungit an de an, introducând această impredictibilitate în sectorul energetic. Cine sancționează autoritățile? De ce nu există, și doar apropo de sancțiuni, ordonanța 114 a avut grijă să introducă sancțiuni suplimentare pentru operator dacă nu respectă prevederile ordonanței, până la 10% din cifra de afaceri. Deci aici guvernul are întotdeauna grijă, și nu doar guvernul, și Parlamentul când legiferează și aprobă prin legea de aprobare, au grijă și unii și alții să introducă sancțiuni pentru operatori. Dar cine sancționează autoritățile locale, guvernul și implicit, să zicem, și Parlamentul? Să nu spuneți lozinca noi prin alegeri să votăm pe cine trebuie, pentru că realitatea a dovedit că, indiferent pe cine am votat, aceste greșeli, aceste obiceiuri sunt perpetuate, indiferent de cine a venit la conducerea țării. Nu e un reproș, sunteți singurul care a rămas și mulțumesc că a rămas, dar este până la urmă... în nicio lege nu o să găsiți sancțiuni pe care să le plătească primarii, autoritățile locale pentru nerespectarea legilor care vizează direct comunitatea. De ce nu avem curajul? De ce nu aveți curajul? De ce guvernul nu este sancționat? Nu știu, răspunde financiar, că numai la buzunar atunci o să simțim într-adevăr sau o să simtă că trebuie să facă ceva și să respecte legea. Deci nouă ni se impută că nu respectăm și suntem sancționați, dar pe de altă parte, cel puțin financiar, nu răspunde nimeni din partea cealaltă a celor care elaborează și aprobă legi peste noapte, efectiv, ca să amintesc ordonanțele emise recent. N-aș vrea să mai continu, pentru că, într-adevăr, timpul este foarte scurt și când vorbesc de acest subiect, într-adevăr, mă ambalez, dar poate pentru politicieni și pentru clasa politică. În
încercați să vedeți și partea cealaltă, cine răspunde și de ce lucrurile merg cum merg în această țară, că dacă răspundem doar noi, operatorii din sectorul energetic, ok, ne sancționați, dar sectoarele economice sunt foarte legate între ele. Și până la urmă am distrus încet, încet un sector. 2022, când expiră aplicabilitatea ordonanței 114-19 sau care o mai veni, este un termen limită. S-ar putea unele prevederi să nu poată fi aplicate până în 2022. Consumatorul vulnerabil, n-ar vrea să profețesc acum, dar peste 3 ani vom constata că nu există definit în mod, pentru că legea 196 și cu asta chiar de închei, care a introdus noțiunea, a fost amânată de 2 ori, prorogată până în 2021. Coincidență sau nu, motivul că nu există o bază de date la nivel național, noi care vorbim de România cu o viteză de internet incredibilă, printre cele mai rapide din lume, deci ne vom trezi în aceea situație. Iar în momentul 2026, când va ieși grupul de la Cernavodă, apropo de ce spunea sectorul economic și domnul Borș, prețurile da, explodează. Dar nu vom mai avea nici capacități de producție la un moment dat. Ne bazăm tot timpul că vom da, vedem atunci ce se întâmplă. Deci cam ăsta a fost stilul de lucru în ultimii 20-30 de ani, de pe o zi pe alta și până la urmă pătim toți în ziua de asta.